Își luă mâinile din dreptul gurii și rosti încet. caută te rog, telefonul Melaniei Lupu. Locotenentul azumioară îl privi surâzând. Personajul vă obsedează. Mhm, mm dacă aș fi fost mai tânăr, mi teamă că m-aș fi îndrăgostit de ea. Azimioară examina amuzat chipul maiorului. fumatus dus pe gânduri, ochii înguști zâmbeau. Ea, vreți să spuneți? Nu, nu, dragul meu, vorbeam despre mine. Încep să cred că olandezul avea dreptate. Pentru Melania, vârsta rămâne un amănunt lipsit de semnificație. Locotenentul își aminti silueta fragilă a bătrânei, mâinile uscate cu articulații șubrede și strâmbă imperceptibil din buze. O cucoană distinsă, fără îndoială, cu maniere cuceritoare, îți amintea de fluturii aceia splendizi, prinși cu acul în cutii de sticlă, ce zglobi trebuie să fi fost odată, și cam aici interesul o Nu mă crezi, râse maiorul, ești prea tânăr pentru ca frăgezimea obrajilor să nu conteze enorm, deși întâmplător ai melaniei sunt foarte proaspeți. Femeia asta are un farmec de o esență cu totul specială. Nu, n-ai să întorci capul niciodată după ea pe stradă și mă îndoiesc chiar că în tinerețe s-a întâmplat prea des ceva asemănător. N-are nimic de vampă în înfățișare. Cred că secretul ei stă în candoare o candoare sinceră altoită pe o fantezie de gangster. Este absolut autentică în relațiile cu Mirciulică, se uită împreună la televizor, își împar dulciurile, etc. și în același timp pune la cale cele mai neașteptate năzbâtii. Iar treburile astea sunt concomitente, înțelegi? Le trăiește fără efort flori gemene ale aceleiași tulpini. Paradoxul e încântător, iar inocența, așa cum o desprins din ochii Melaniei, poartă în ea suflul tinereții. Deci, însușire emoțio emoționantă și nu act de senilitate. Azi mi și săltă umerii masivi. Părerea mea, dacă îmi permiteți, e că nu-i normală. Spune-i cuiva că face conversație singură sau cu motanul. Nu cunosc un singurins care n-ar lua o lagoană. Sunt o mulțime de inși, râse Cristescu, care vorbesc singuri. Dubioși devin atunci când treaba asta se întâmplă pe stradă sau în tramvai. Oricum, ce a făcut în afacerea cu tablourile mi se pare inadmisibil. Numai un creier bolnav poate elabora asemenea idei. Sau unul mai puțin obișnuit. Știu, dragul meu, și de aceea ne ocupăm în continuare de ea, ceea ce nu mă împiedică să regret pitorescul personajului. Îmi pare rău că n-a izbutit să se mulțumească cu prietenia lui Mirciulică și soluțiile abate lui Brown. Ăsta-i numărul? Mulțumesc! Glasul bătrânei izbucni melodios. O, dumneavoastră, bineînțeles, v-am recunoscut imediat. Cât amabilitate! Pot să vă dau o veste bună. Nu vreau să aud un singur cuvânt în plus, domnule major. Azi dimineața am cumpărat un cozonac proaspăt, iar ibricul de cafea nu așteaptă decât să fie pus pe foc. Vă aștept negreșit. Dar nu e cazul. Vă rog să... Doamne Sfinte, nu o să-mi spuneți că sunteți în stare să refuzați o doamnă în vârstă și singură. Maiorul zâmbi. Nu era deloc sigur că ar fi în stare. Melania Lupu aranja florile aduse de Maior, cinci trandafiri galbeni, într-o glastră din cristal negru. Pe măsuța scundă pregătise serviciul de cafea, un coșulesc cu prăjituri uscate și un altul cu migdale. Mirciulică privea fix cupa de frișcă. O adevărată orgie de dulciuri, observă Cristescu. Pătrâna se răsuci sprintenă, purta o roche neagră cu guler bărbătesc. Cozonacul l-am băgat puțin la cuptor. Ador prăjiturile calde când afară e umed. Mă scuzați numai o clipă. Mirciulică, ocupă-te, te rog, de musafiri. Cristescu roti ochii prin încăpere, recunoștea mobilele din strada Crăiței dispă dispuse aici mai aerisit. Stăruia atmosfera de epocă, parfumul vechi se simțea deslușit. Melania Lupu camuflase caloriferul în spatele unui paravan scund, pictat cu dragon de aur, păpușa spaniolă cu părul prăfuit prins într-un piept nemic, o așezase pe un scaunel. V-ați aranjat admirabil, spuse de conveniență maiorul. Mult mai comod decât dincolo, nu? O, oh, fără îndoială, cafeaua vă las să o prepara singur. Aici aveți zahărul și frișca. Trebuie să luați o bucată de cozonac. L-am cumpărat la capșa. Ce spuneam? A, da, garsoniera desigur oferă avantaje. Nu trebuie să ți seama de bucătărie și în special la baie de programul celorlalți. Eu și Mirciulică am ajuns din cauza asta să ne facem pur și simplu de cap. Ne culcăm la ore imposibile și uneori ne trezim aproape de prânz. Din nefericire, acesta e singurul avantaj. Mi-am închipuit întotdeauna, spuse maiorul amestecând cafeaua, că pentru cineva care locuiește în comun, singura dorință e să scape de vecini. Exact ceea ce am afirmat ani de zile, dar numai azi sunt în măsură să-mi dau seama că m-am înșelat. De la o anumită vârstă, singurătatea devine apăsătoare. Mă gândesc cu nostalgie la serile când tricotam împreună cu Valerica, ori jucam tabinet cu domnul Popa a fost un bărbat în adevărata puterea cuvântului. Și soții Panaitescu aveau drăgălășenia lor, iar năzbătile lui Doru mă făceau să uit că sunt o femeie bătrână. Dar, în sfârșit, m-am lamentat destul. Îl învălui într-o privire caldă. Nu-ți fă griji, draga mea, habar n-are de planul tău. Dacă ar fi simțit ceva, fi sigură că nu-ți accepta invitația. Își coboră ploapele, genele arunca o umbră albăstrie peste chipul colorat, spuse cu voce tremurată. Nu mai am răbdare, sunt atât de emoționată. Cristescu făcu ochii mari. Nu înțeleg. Știți, vestea aceea bună, sunt incapabilă să mă gândesc la altceva. A, maiorul început să râdă. Am discutat cu medicului Doru Matei. Dumnezeule, și... În scurt timp va fi complet restabilit. Chestiune de o săptămână sau două și își va putea relua viața normală. Doamne, asta zic și eu o veste. Ochii străluceau, sângele înăvăli în obraj, acoperindu-i cu un voal roz. Luăm mâna lui Cristescu și o strânse la piept. Nici nu știți cât mă bucur, domnule maior. N-am avut copii. Și de ce să mă ascund după deget? Dorul a fost întotdeauna slăbiciunea mea chiar când fura mâncare din frigiderul Valericăi, închidea ochii, deși mi era rușine pentru el. Sărim picioare și alergă la scrin. Auzi, Mirciulică, prietenul nostru Doru s-a făcut bine. Cotoiul rămase încremenit ca un sfinx. Melania își strâmbă buzele. Mirciulică e puțin ranchiunos, dar foarte puțin, vă asigur. Nu poate să uite că Doru ciupea uneori și din parizerul lui. Se întoarce cu o sticlă și două pahare. E un vin de madera, domnule maior. o bunătate. Îl păstrez pentru ocazii sau beau o picătură când sunt răcită. Din fericire, azi nu sărbătorim o gripă. Ciocnicul cu Cristăscu privind-l în ochi: Ai instinct, draga mea, te-ai hotărât exact la timp. Peste câteva zile, dorul ar fi forbit și planul tău eșua în mod lamentabil. Recunoaște însă că te bucuri pentru bietul băiat. Nu, n-ai fost niciodată egoistă. Puse piciorul, paharul pe masă, exclamând îmbujorată. Bine că mi-am adus aminte. La noi, în bloc, s-a eliberat o garsonieră. Credeți că m-aș putea ocupa eu să-i fie repartizată? Mi-ar plăcea să-i fac o surpriză. Presupun că da, interesați-vă în orice caz la el. O privea lung, zâmbind mereu. Joacă admirabil. Misează pe ceva." Pe ce?" Melania luă o migdală și sorbi din pahar. Am să mă duc chiar mâine la administrator. El trebuie să știe." Firește. În sfârșit, mai am un mesaj pentru dumneavoastră." Bătrâna zâmbi sigur. Din partea cui?" Inspectorul Stanley m-a însărcinat să vă transmit felicitări. Oh, mi se pare că domnul acela are o idee fixă." Când a plecat, zâmbi maiorul, mi-am îngăduit să-i dau câteva rânduri scrise de dumneavoastră cu ocazia închetei. Mi-amintesc într-adevăr că am măzgălit o grămadă de hârtie. A luat o mostră și a comparat-o cu scrisorile primite pe adresa Interpolului. Concluzia e clară. A izbutit în sfârșit să-l detecteze pe abatele Brown. Melania Lupu, roșii. N-ar trebui să râdeți de o piată bătrână?" A fost, a fost o copilărie de care, vă spun sincer, mă jenez. Din potrivă, maiorul o măsură amuzat. Aveți toate motivele să fiți mândră. Nu odată Stanley a afirmat că i-ați scos din impas. Englezii sunt oameni politicoși. Am susținut-o întotdeauna. Nu trebuie să vă luați după asta. Aveți și niște premii în bani care vă așteaptă. O sumă substanțială. Pentru mine, aspectul material n-a contat niciodată. Cum spunea soțul meu, colonelul, Melania, ești incapabilă să deosebești o monedă de 5 lei de un nasture. Dacă în fața ta s-ar afla o prăjitură și un sac de bani, sunt sigur că te-ai repezi la prăjitură. Cristescu clătină zâmbind din cap. Hm, îți vine să crezi că a femeia lui Goia cu un tor de ciocolată. Auzi, Mirciulică, scrisolerele noastre au avut succes. Ți-ai fi închipuit?" Motanul nu mișcă și bătrâna se strâmbă în ciudată. Nu știu ce ai, că ești așa ursuz. Și asta întotdeauna când am musafiri." Își zbi palmele. Doamne, nici nu-mi vine să cred că dorul se întoarce. Maiorul băgă țigările în buzunar. Mi-e teamă că v-am reținut prea mult. Vina e însă a dumneavoastră. Astăzi chiar comentam cu locotenentul la zimioară ce atmosferă desăvârșită și tonică degajați, cât de instructivă e pentru mine fiecare întâlnire. Sunteți amabil! Apropo, ce mai face subalternul dumneavoastră? Păiatul acela voinic și simpatic. Îmi pare rău că nu l-am invitat și pe el. Am simțit de la bun început că mă privește cu multă... cum să vă spun... multă îngăduință. Nu vă înșelați, râse Cristescu, vorbește mereu de dumneavoastră. Adevărat? Ochii bătrânei se aprinsă răbrusc. lua un ziar de pe scrin și improviză la iuțeală un cornet. Deșertă înăuntru coșulețul cu fursecuri și un pum de migdale și îl întinse. Nu o să vă fie prea greu, domnule maior, nu-i așa? Vreau să știe că m-am gândit la el. Își frânse degetele încurcată. Am fost extrem de contrariată zilele trecute. L-am întâlnit în câteva rânduri, chiar aici, pe stradă. Alaltă ieri, nu înțeleg cum s-a întâmplat, m-am întors brusc și l-am văzut. Am avut sentimentul că mă evită. O impresie, acum îmi dau seama. Bătrânețea te face îngrozitor de susceptibil. În stradă, Cristescu izbucni în râs. Băgă cornetul în buzunar și deschise umbrela. La geam. Melania Lupu îi făcea semne lunduș grațios rămas bun. Abandonă pila de unghii, făcu aparatul de radio mai încet și ridică receptorul. Recunosc cu glasul femeii din confesional. Domnul inginer Ionescu? Da. Pregătește-te pentru mâine seară. Între 5 și 7, familia Amiga, după cum ți-am spus, face o plimbare. Vei fi acolo la ora 6 împreună cu colaboratorii dumitale. Dar uh, ai răbdare, ceilalți doi te așteaptă în grădina Icoanei, a treia bancă pe stânga, intrând prin pictor Verona. Hmm, v-ați uitat pe fereastră? Pleo de o săptămână, pare cel puțin interesant un tip care ia aer în condițiile astea. La 5.30 exact vor fi acolo. Cum îi recunosc? Îți vor cere un foc și vor aprinde țigara la filtru. Încă o precizare. Numai după ce se vor aduna toți oaspeții, puteți să vă semnalați prezența. Deci, nu înainte de 8.30. Până atunci vă ascundeți în pivniță. Mai ai vreo nelămurire?" Cu dumneavoastră când facem cunoștință?" Femeia râse. În cursul nopții de mâine pe aeroportul particular din P. Îți urez succes!" Inginerul privi lung receptorul și apoi îl puse în furcă. Cu mișcări măsurate, scoase seringa din noptieră decapită o fiolă și înfipse acul în picior. Se întinse pe pat și început să se gândească. Sus la etaj, cineva pisa nuci într-o piuliță. Melania? Da, Florenz, ce faci, fetițo? Într-o mână ținea receptorul, în cealaltă motanul. Sper că n-ai uitat, mâine seară ca de obicei. Bătrâna își frecă obrazul de blana mătăsoasă. Știu eu, nu mă simt așa bine. A, te rog, fără mofturi, de fiecare dată aceeași poveste, în locul tău m-aș fi plictisit. Am să încerc, dar nu contați. Nicio discuție. La opt ești la noi. Să văd cum am să mă simt mâine dimineață. În realitate și mirciulică e cam gutunărit. Pune-i ventuze Uite, Melania, în frigider așteaptă o cremă de zahăr ars, iar șerbănică îmi dă zor că ar mânca un strudel cu mere. Dacă știu că nu vii, nici nu mă apuc. Ce zici? Doar nu-l poți refuza pe șerbănică. Perfect! Te rog, nu întârzia! Închise telefonul și chicoti. Florans mă crede grozav de ramolită. Parcă o aud. Melania s-a zaharisit și mofturile astea de fecioară. Nu zău, se crede de 14 ani. Ce faci, șerbănică? Melania apucă delicat motanul de urechi. Cred că e timpul să mergem la culcare. Capitolul 3. Panică în căsuța cu zorele. A, bine că mi-am adus aminte. Cristescu deschise servieta și scoase un pachet punându-l pe masă. Prin hârtia ruptă se rostogoliră câteva migdale și un marțipan, prăjiturele mici de ciocolată, bezele. E pentru tine, dragul meu!" Locotenentul mirosi fursecurile cu pornirea instinctivă caracteristică a gurmanzilor, apoi arboră un zâmbet de circumstanță. A avut un parastas în familie pe semne. Îl locura pe dinainte. Condoleanțele mele!" Maiorul râse. Sunt din partea Melaniei Lupu. Îi face plăcere că vă întâlniți mereu, deși îi se pare totuși că o eviți. E nerăbdătoare să-ți ofere o ceașcă de ceai." Azimioară se holbă câteva clipe și dădu din mână edificat. Își bate joc de noi." Raul Ionescu îl măsură lung. Era un bărbat înalt cu privirea întunecată. Farurile unei mașini îi prinseră câteva o secundă obrazul și scarlat întoarse capul clipind mărunt. Avea un nas masiv, bine desenat, linia gurii puternică. Sub trenci se vedea haina de catifea și un tricou gros de lână. Plouă, constată cu un zâmbet Ionescu. Celălalt îl examină câteva clipe. Ascultă, ești sigur că nu suntem nebuni? Inginerul se uită în jur. Parcul pustiu mirosea a frunze moarte, băncile ude străluceau, în spatele ferestrelor luminate ghiceai scene domestice. Era ora când se întâlnea de obicei cu Lia. Beau o cafea, se plimbau cu mașina până la ploiești, luau masa undeva. Înainte de ea fusese Cecilia și mai înainte Dora. Același itinerar, același coniac sorbit în cetișor pe canapeaua cu perne multe. Hmm, începuse să devină monoton. Auziră un chicotit și se răsuciră brusc. Un bărbat cârn, în vindiac îmblănit cu o trusă de medic sub braț, le făcu un semn amical. Mai e nevoie de a iura la cu țigara. Râdea bine dispus, trecându-și degetele prin părul ud. Scarlat îl privi iute. Ci cu ăsta, domnule? Ai zice că pleacă într-o petrecere la iarbă verde cu o otar tranzistoare și o fată blondă care culege floricele. Ionescu continuă să zâmbească. E timpul să mergem. Scarlat a avut sentimentul că se află pe o trambulină extrem de înaltă, gata să plonjeze într-o ceașcă de ceai. Ce zici, Mirciulică? E o ținută destul de convenabilă? Bătrâna se admira în oglinda fixată pe ușa interioară a șifonierului. Îmbrăca o roche ca cu o cravată verde închis. De la centură, fusta se deschidea în cute adânci. Pe marginea fotoliului își pregătise pardesiul, un raglan dintr-o țesătură ecosez discretă și poșeta încăpătoare. Totdeauna am susținut că maronul este cel mai indicat pentru voiaj, o culoare care hotărât nu te avantajează, dar este extrem de practică. Mirciulică. Melania lupu și zbi palmele consternată. Cotoiul îi înhățase toca și se juca pe divan. O pălărie pe pat. Asta aduce ghinion. mai enervezi îngrozitor. Se repezi soia. Înspăimântat, motanul abandonă bucata de fetru și sări pe scrin. Bătrâna își recuperă pălăria și începu să o perie ofensată. Uite, la asta nu mă așteptam din partea ta. Și încă într-o asemenea zi atât de importantă pentru noi amândoi. Ți-am spus doar că plecăm împreună. În primul rând, pentru că așa mi se pare corect. Amândoi am pus la cale isprava, amândoi o să ne bucurăm de izbândă. În al doilea rând, îi aruncă o privire furișă. În al doilea rând, nu văd de ce nu aș recunoaște-o. Sunt și puțin superstițioasă. Rândul trecut când ne-am despărțit, nu mi-a mers prea grozav. Își aranjă pălăria înghesuind sub calotă buclele rebele. Pot să-ți spun că nu vom lua mare lucru cu noi. Inventarie conținutul poșetei încruntând puțin sprâncenele. Evident, o cutie de pudră și creionul dermatograf. N-am avut niciodată sprâncene frumoase. Nu știu dacă ți-am povestit începu să râdă cu sughițuri mici. În timpul bombardamentelor, când auzeam sirena, primul lucru pe care îl băgam în geantă era dermatograful. Mi-era teamă să nu ia casa foc, iar eu să rămân cu o frunte cheală. Colonelul se repezea la caseta cu bani și blana de astrahan. Nu stim, nu? Geleurile le-aș băga în buzunar, iar parizerul tău stă foarte bine pe fundul poșetei. Câteva feliuțe ajung până ne aranjăm. Cam asta e totul, dragul meu lăsă obloanele și trase perdelele chicotind. Cineva și-ar putea închipui că ne pregătim de culcare. Și acum, Mirciulică, să profităm de ultimul prilej de a discuta nestingeriți. Nu-ți cer decât un singur lucru. Să fii înțelegător. În rest, lasă totul pe seama mea. Oare te-am dezamăgit vreodată? Hai să iei un mic omnifer ca să poți dormi. Jumătate de diazepam cred că e suficient. Frânse pastila, o fărâmiță și o amestecă în farfurioara de lapte. Motanul se strâmbă. Ești un mincinos, Mirciulică. Nu are niciun gust. Hai, mănâncă tot, ai încredere în prietena ta. Așteptă cu răbdare până linse ultima picătură, apoi îl înfășură într-un șal gros. Așternu peste mărunțișurile din poșetă o pungă de plastic și îl băgă înăuntru. Cotoiul o privea cu ochii de sticlă. A fost o idee admirabilă, fetițo!" nu i-ai dat nimic de mâncare astăzi. Din fericire stă bine cu rinichii. Nu o să vrea pipi înainte de două-trei ore. În prag se întoarse lăsându-și ochii să alunece de-a lungul pereților. Lângă fereastră atârna o fotografie din tinerețe. Pe buzele Melaniei Lupu tremură un surâs. Făcu o reverență adâncă, ținându-și cu degetele subțiri pardesiul și șopti. Adio, draga mea! De după colțul vilei apăru Raul Ionescu. Nu e nimeni, îi dăm bătaie. Urcară câteva trepte, dască lunge genuchie în fața ușii, scoase o lanternă și lumină scurt broasca. Rahat cu perje. Scarlat privea în lungul străzii. Felinarele, rare, luminau slab. Un câine alb se strecura pe lângă ziduri, adulmecând porțile. Ușa scârțâi. Intrară unul după altul, conduște lanterna cârnului. Ionescu șopti. Domnilor, am pășit în ilegalitate. Se afla într-un fel de sufragerie salon, cu mobilă multă amestecată. Pereții erau înțesați de tablouri, în cea mai mare parte peisaje cu flori. Dascălu se opri în mijlocul încăperii și spuse tare: „Bună seara.” Râdea tot timpul, un râs timp nemotivat, din când în când se bătea cu palmele peste coapse. Ceilalți stresăriră. Ești întotdeauna așa bine dispus? Se interesă sumbru scarlat. Aha, dă-mi o rimă la dispus. Intrus, ai și chestii din astea? Am, fac poezii foarte frumoase. De pildă, în țara cu fluturi albaștri, printre aștri, o zână bună cu pistrui, sta cocoțată în gutui. Cum ți se pare? Inginerul clătină din cap edificat. Clarisim! În bucătărie mirosea a chiftele și a praf pentru gândaci. Ionescu dă dupreșul la o parte și ridică chepengul. Coborâ primul scara. Se opri pe ultima treaptă, aruncând o privire circulară prin pivniță. De zid stăteau rezemate o sanie cu spătarul rupt și un trepied pentru pomul de Crăciun. În spatele unei lăzi răsturnate se zărea un sac verde. Îl pipăi răsuflând ușurat. Astea sunt! Ce? Măștile de gaze! Se răsuci apoi pe călcâie și bătu ușor peretele. Aici dăm gaură! În colț se vedea unelte de grădinărit, un târnăcop, o greblă și două lopeți. Dascăli, așezat, pe... Dascălu, așezat pe un pupitru vechi de școlar, se juca lovind bilele socotitorului. Asta mi-aduce aminte de copilărie. Hmm, mârâi scarlat. Ah, am impresia că nu trebuie să faci eforturi. Ionescu a o țigară. Ciudat! Ce caut eu aici? Cine sunt ăștia? Alungă gândul cu fumul. Șerbănică, te-am rugat de atâtea ori să nu mai târșești picioarele. Adun toate țoalele după tine. Și Dumnezeu, nu te fă mai bătrân decât ești. Intră în sufragerie cu un tank de farfurii. Șerban Miga, clipi confuz. Dar Florence, nici n-am fost la bucătărie. Un val de roșeață năpădise figura dolofană până la rădăcina părului alb. Rotunjimile și trăsăturile moi îl făceau să semene cu o femeie. Nevastă s-a strâmbă gura botoasă. Avea nasul cârn, ochi mici albaștri, puțin oblici și un păr argintiu foarte des, retezat scurt, legat cu o panglică bleu. În tinerețe fusese nostimă. Acum semăna cu un mops, una din figurile acelea în fața cărora nu te poți împiedica să zâmbești. Ce zici?" întrebă Miga. Pun de cafea?" Florence privi pendula sprijinită pe două colonete de marmură. Mai stai! Nu știi cum e Melania?" Așteaptă să o poftești cu lăutari. Totdeauna i-a plăcut să se mai muțărească. Soneria zbârnâi. Miga se ridică. Ea trebuie să fie. Ea sau Ioniță, ai grijă cum joci. Fii atent la decartări și nu gâdi la cărțile alea o săptămână. Mă agasez de fiecare dată. Melania lupui întinse obrazul zâmbind. Te sărut, fetițo! Ce timp oribil! Se lăsă dezbrăcată de miga și se repezi lângă sobă. M-am înfrigurat toată. Pe bulevard credeam că mă ia vântul pe sus. Nu, nu șerbănică, nu dus acoșa. Am acolo un pachețel pentru voi. Exact, ăla în hârtie albă. Miga își izbi palmele fals consternat. Iar, dragă, exagerezi. Nevastă să îl expedie. Mai bine du-te și pregătește-i ceva fierbinte. Bei un grog, Cred că m-aș mulțumi cu o cafeluță. Am afirmat întotdeauna că șerbănică e inegalabil. O potrivește minunat. Profesorul Ioniță Dragu, înalt și slab, sosi după vreo 10 minute. Oferi doamnei Miga o garoafă roșie înclinându-se în fața ei, apoi sărută mâna Melaniei Lupu. Avea expresia particulară a oamenilor care au trăit toată viața singuri. Privirea sumbră se datora sprâncenelor groase, negre și îmbinate. Era de fapt stângat și nesigur, mereu atent să nu comită vreo inconveniență. Timiditatea bolnăvicioasă îi cenzura reacțiile, determinându-i pe cel din jur să-l creadă rigid și uscat. Din cauza obiceiului de a se înclina adânc ori de câte ori intra sau părăsea clasa, elevii îl porecliseră pe vremuri echer. Melania Lupu îi zâmbi fermecător. Ai venit pe jos, dragul meu?" Profesorul crezu că e o aluzie la manșetele uzate, murdare de noroi și își trase brusc picioarele sub scaun. În aceeași clipă regretă că nu s-a stăpânit mai bine. Bolborosi cu fața strâmbată de impulsuri contradictorii. Nu, cu un taxi. Cei drept până la universitate a mers pe jos. Sim nevoie de puțină mișcare la vârsta. Amuții cu ochii la doamna Miga. Melania Lupu și ascunse surâsul. În privire îi străluceau lumini jucăușe. Încă o mai iubește, draga mea. Nu, nu ăsta i termenul. Pur și simplu o divinizează. Și îi se pare neconvenabil să vorbească de bătrânețe în fața femeii adorate. Închipuiește-ți numai un arman duval pensionar și reumatic. Ia să vedem de când durează povestea. Ho, ho, aproape 40 de ani. Lui Florence îi placă și fideli că și ioniță. Se amuză imaginându-și în ipostaze canine. Dolofanul miga, un pechinez amabil de salon, celălalt un foxterier negru, bătrân, fără ca asta să-i aducă înțelepciunea. Începu să râdă ișor. E într-adevăr curios, draga mea. Nimeni n-ar putea spune despre tine că ești o femeie modernă. Te zgribulești numai când vezi persoanele acelea cu ceafă rasă, fustă de lână, pantof plafți și țigara în gură ca să nu mai vorbesc de pantaloni. Oribil! Recunoaște însă că Ioniță te depășește. Nici n-ai zice că au trecut peste el două războaie, evenimentele din ultimii ani. Se comportă și trăiește ca un om de la 1880. Singura diferență ar fi că din când în când ia un taxi. Iar dragostea lui parcă i un roman din bibliotec, Roze. Poți să pui rămășea că păstrează acasă într-un sanctuar tot felul de fleacuri rătăcite de Florans. O floare, une tu gol de ruj, o jartieră, adică nu, e prea pudic pentru o jartieră. Bilețele în care îi solicită mici servicii sau îl sfătuiește să-și pună ventuze. Bunica s povestea mereu de primul ei flirt, un domn foarte bine din Râmnicu Vâlcea, care să în de după canotiere și scordolea de raci. Asta se întâmpla imediat după războiul cu turcii. Odată ți-a arătat fotografia. Ionită îi seamănă grozav. Mă întreb dacă Sanda Marin dă rețeta pentru scordolea. Am stat de dimineață o oră la coadă, declară din senin șerbănică. O brânză magnifică, grasă, albă, complet nesărată. Nevastă s-a ridică plictisită din umeri. Veșnic umbli după chilipiruri. Dă de câțiva lei în plus și luai de la țărani. Ei, ce facem? Jucăm sau stăm la taclale? Traseră locurile. Florence început să împarte expertă cărțile. Bucățile de carton zburau prin aer în volte. Îndrăznețe plonjau exact cu un plescăit ușor. Operația sugera aproape profesionalismul. În ochii doamnei Miga se aprinseră focuri albastre, simțea instinctiv cartoforul înăscut, pătimaș, exultând de pe acum de la primul tur vârât până la subțiori în voluptățile jocului. Ioniță Dragu juca prudent, cedând toate șansele Florenței, șerbănică încerca să pară elegant să spulbere orice idee de colaborare frauduloasă cu nevastă sa. Melania Lupu plătisec. sec. Florence își arătă cărțile un brelan de șeptari. Ești mai bună!" șopti Melania zâmbind. Aruncă fulul de dame amestecându-l printre celelalte cărți. Nu-i plăcea să câștige prima mână. Scarlat se uită la ceas. Cred că e timpul. Inginerul își arătă țigara. Mai am două fumuri. Mă gândesc mereu unde voi fi mâine pe vremea asta. În țara fluturilor albaștri, chicotida scălu. Ionescu râse. Ai un fix. Îi iubesc de când eram mic. I-am văzut odată la cinema. Un film cu Betty Bub și Pluto. Aha, Mărăi scarlat, desenați. Ei și, dar există și am să-mi cumpăr și un om de zăpadă la Oslo. Nu se prea asortează. Depinde, oricum mai am timp să mă gândesc. Ionescu îl examină lung. Nefericitul e imbecil. Se simțea asedia de curiozitatea aceea amestecată cu repulsie pe care o stârnește anormalul. Unde ai învățat meserie? Care meserie? Știu mai multe. Asta cu spartul cutiuțelor. Am învățat singur, behăi dascălu. Am fost un tip tibaci de mic. Cu o bucată de sârmă deschideam la iuța la orice broască. Pe urmă am studiat. Ce? Ce, ce? Nu mai și am descuiat. 189, așa ca exercițiu. Știți cum se întâmplă? Întâi pipăi și pipăi și pipăi. Simt aici, în vârful degetelor, despre ce e vorba. Uneori nici nu trebuie să mă uit. Abia după aia umblu la trusă. Trec maximum două minute 30 până aud clic și ceva interesant. Am cronometrat chiar după exact două minute și 15 secunde, simt pe frunte aripile fluterelui. Care fluture? Albastru, rânjis scarlat. Mhm, mm Când nu vine, mă întristez și nu mai pot face nimic. Hmm, Ionescu clătină din cap. Sper să vină azi. Scarlat se ridică scuip în subțire. A, ah, cum sunt sigur, suntem nebuni de legat. dacă lui examină contrariat pe rând. Ar fi trebuit să-mi spuneți chestia asta de la început. N-a fost cinstit din partea voastră să mă păcăliți. Credeam că am plecat la drum cu oameni normali. Ca tine. Ei, lasă acum, interveni Ionescu. A, glumit și el, tu fii atent la fluture. Ai grijă să nu scape. Dască lui se înfurie. Nu gândești deloc, deloc. Crezi că e așa prost să se lase prins? Scarlat clătină din cap, șopti. E opt. Încărcă arma și începu să urce scările. Nu prea ești în mână, observă Miga. Ștrengă, arule, mi se pare mie. Îl amenință pe profesor cu degetul zâmbind complice. Ce ți se pare șerbănică? Se interesă candidă Melania Lupu. E, Florence ridică din numeri. Bate câmpi. cum găsești crema? Delicioasă, totdeauna... Stai, Doamna Miga o opri cu un gest. Ce se aude în bucătărie? Parcă mișcă ceva. Fi serioasă, dragă, râse șerbănică. E mobila veche. Vrei să-mi spui că scârță ea la gazul? Melania își duse mâna la inimă, clipind speriată. Dumnezeule, nu mai faceți astfel de glume. Tăcură brusc. De asta dată se auzea limpede. Erau pași, pași care se apropiau. Traversau bucătăria, acum coridorul. Bătrânii priveau înspăimântați ușa, incapabil să facă o singură mișcare. În mâinile doamnei Miga, un vale de cupă se frânse cu un scrâșnet mic. A dracului surpriză îi așteaptă, mârâi nu cu scarlat, dar scălua dulmecă. Au avut chiftele la cină, am să le cer și eu una, îmi plac grozav. Ionescu ridică piedica armei. Fiți atenți, băieți, orice greșeală... Nu cu scarlată, iar aruncă o privire întunecată. Dă-i drumul, avem când să ne socotim greșelile. Ionescu se simți cuprins de un sentiment de jenă. Găsea scena de un grotesc penibil. Patru bătrânei smulgi brutal de la tabieturile lor inofensive, cleveteli banale cu o farfurioară de dulciuri în mână și o partidă meschină de poker la cinci bani deschiderea, puști într-o dată în fața unor necunoscuți în armați. Deci, chestiune de câteva ore, rezumând nu cu scarlat mângâind patul revolverului în măsura în care vă veți vedea de treabă, aproape că nu vă vom deranja. Puteți continua să jucați sau, mă rog, ce aveți chef cu condiția să nu vă apropiați de telefon și să nu comunicați cu exteriorul. Miga, roșu la față, cu bărbia umedă, exclamă pițigăiat. E un abuz! Puteți cel puțin să ne consultați în prealabil! Treaba asta am omis o într-adevăr, rânjit Carla trecându-și degetele prin părul cărunt. Avem și greșeli. O desconsiderare, nu-i așa?" topi toc. Scrâșni nevastă sa și bătrânul amuții. Ioniță dragul întinse brațul. Abia putea vorbi. Liniștește-te, șerbănică. Oricum, bolborosi miga încercând să salveze un steag zrențuit. Oricum, căruntul începu să râdă. Mai sunt întrebări? Melania lupul ridică două degete. Aș vrea să-mi îngăduiți, domnule, să plec acasă. Nu mă simt deloc bine, iar medicul mi-a recomandat să nu mă culc mai târziu de ora 10. Astăzi veți face o excepție. Al cineva? Bătrâna are loc cu glas tremurat, își arătă mâinile fragile. Eu nu vă pot fi de niciun ajutor. Nu înțeleg de ce vă împotriviți. Doamna Miga îi aruncă o privire ascuțită. Toată viața ei a fost o tâmpită. Gândește ca o copiliță de șapte ani. O să vă întindeți în dormitor, interveni Raul Ionescu. Vă cerem un singur lucru, să fiți cu minte. Adoptase instinctiv un ton protector. Sentimentul de jenă persista, avea senzația că persecută niște pantalonași și rochițe scurte care se mai distrează cu cercul și coarda, ori mâzgălesc pe trotuar pătratele unui șotron. La urma urmelor nu o să li se întâmple nimic rău. Câteva ore dezagreabile cel mult. Da, da, repetă dascălu. Să fiți cuminți, eu o să vă pun note la purtare, o să vă spun poezii. Behăi, înveselit, găsise pe bufet o maimuță de fetru și îi mângâia delicat urechile călbui. Ioniță Dragu arunca priviri furișe. S-ar fi dus la toaletă, emoțiile îl încercau întotdeauna în același fel, dar nu îndrăznea. Frica îi înțepenise un nod în gât. Avea o singură dorință să se chircească, să-și adune genunchii la gură, așa cum făcea acasă, în patul cu cearșa fureci, când nici romerganul, nici luminalul nu-și făceau efectul. Își înfipse unghile în carne. Aș dezamăgi-o pe Florans. Nu îi plac bărbații fricoși. Nu cu Scarlata, prins o țigară și aruncă neglijent chibritul. Unul din noi va rămâne cu dumneavoastră. Încă o dată vă atrag atenția să vă vedeți de treabă. La prima prostie, pocni din buze cu o mișcare semnificativă a degetului încârligat. Se întoarse spre cârn. Hai, să le lucrăm în schimb întâi. Cârnul o colincă pe și apucă farfuria cu cremă de zahăr ars din fața Melaniei Lupu. E grozavă! Bătrâna se Puteți să o luați! Sunt sigură că Florans mai are o porție. Într-o zi am să vă să gătesc până acum. Ridică din numer nedumerit. Bine, nu stim, dar n-am avut timp. Îmi închipui, mărâi doamna Miga. Deascălul început să chițe plimbându-și arma pe sub nasurile bătrânilor care îl priveau îngroziți. Căruntul îl apucă de braț. Hai, băiete! Celălalt își izbi o palmă pe frunte. Știu ce o să mai cumpăr cu banii mei. O fanfară! Și un chioșc! Se auzi glasul lui Scarla din bucătărie. Fără kiosc nu faci nimic. Ai dreptate! Un kiosc cu muzică și fluturi albaștri. Am să-i învăț să danseze. E nebun! șopti înspăimântat șerbănică miga. Ioniță dragului îl arătă din priviri pe Ionescu. Inginerul zâmbea. Puțin, se postase lângă telefon cu arma pe genunchi. În orice caz, nu trebuie să vă fie teamă de el. Cât timp nu le nervează nimeni, e blând, adăugă apăsat. Inițiativele neprevăzute au însă darul să-l scoată din sărite. Blând? se strâmbă Florans. O canalie blândă! De jos răzbătau zgomote înfundate. Profesorul Dragu a răvășea inconștient cărțile de pe masă. Obrazul uscat îi tresărea. N-am auzit în viața mea o poveste ca asta. În fond, ce țineți în pivniță? Miga se mișcă neliniștit în scaun. Pe Dumnezeu meu, dacă îmi dau seama! Eu cred că am ghicit, interveni Melania Lupu. Dumnealor sunt convinsă, caută -o, o comoară, acum sapă ca să ajungă la ea. Ionescu râse, sunt despre aproape, nebănuie de aproape. Fără îndoială, nu mă înșel niciodată, aceasta mi-amintește de un caz asemănător. Cineva ascunsese o lădiță cu aur și pietre scumpe în pivnița unui castel. O, un castel minunat cu donjoane și chiar un pond levis. Am văzut poza, prințesa scăpătase și căuta de zor sipetul. Într-o noapte a avut un vis, se făcea că... Florence se răsuci. Ia ascultă, unde ai auzit aiurea la asta? Am citit un frații grim, niște scritori remarcabili. Doamna Miga izbucni într-un râs nervos. Ce idiotă! Basme! Ne povestește basme! Melania Lupuș strânse buzele ofensată. Detest violențele de limbaj Florans, ce o să-și închipuie dumnealui? Faceți abstracție de mine, zâmbi Ionescu. Și în afară de asta știm cu toții că în fiecare carte există un sâmbure de adevăr. Inginerul își coboră pleoapele. În fiecare carte există un sâmbure de adevăr. O frază pe care o auzise în nenumărate rânduri. Numai că Mia spunea altfel. În fiecare legendă, Dispunea de o colecție întreagă de banalități, tot felul de învățăminte serbede, didactice, de un penibil care zgâria epiderma, emise totdeauna pe același ton pretențios de dăscăliță cu clătinări studiate ale gâtului lung și încovoiat. În viață nu fizicul contează, caracterul. Între un bărbat și o femeie, prima minciună are însemnătatea ei. Vârsta e un ce care nu iartă pe nimeni. Odată formulată ipoteza, pe rora la nesfârșit. Îi plăcea să povestească filme văzute acum 10 ani sau să relateze cu amănunte ucigătoare cel mai idiot incident pretrecut la serviciu ori în piață. Cândva o întrebase sleit. Nu-ți dai seama că nu te ascult? Își holbase sufocată ochii de hipertiroidiană. În viață e preferabil să ai de-a face cu persoane bine crescute. Peste câteva zile o căutase din nou la telefon. De ce? Raul Ionescu ridică din umeri. Îl enerva îngrozitor, atât de îngrozitor, încât la un moment dat îi plăcea. Încerca voluptăți perverse, vecine râsului isteric. Continua să o însoțească la tot felul de vizite și spectacole neinteresante, peste tot unde iau își etala cu aroganță gulerele albe bine apretate, rochile fără haz, cârlionții răsuciți cu drotul. Se despărțeau în fața casei, solemni, pândiți din spatele obloanelor de un moșneag îmbrăcat în verde. Mia îi întindea degetele reci cu un surâs care oscila între farmec și înțelepciune. Uite! A trecut încă o zi. Suntem mulțumiți de noi? Oare nu putem realiza mai mult? Când o invitase la el acasă, replicase cu naturalețe. Nu înainte de a mă numi doamna Ionescu. Consider virginitatea femeii drept garanția suprema fericirii în căsnicie. Inginerul izbucnise în râs. Ești chiar atât de sigură că vreau să mă însor? Firește! Am toate calitățile pe care le poate pretinde un bărbat cu bun simț. Norocul meu că n-am avut bun simț, rânji inginerul. După trei săptămâni o cunoscuse pe Doina. Doina cu părul decolorat ca o flacără de argint, cu ochii vineții, cu rochii negre strâmte și mâneci largi, cu poșetele ei din mărgele și antilopă unde încăpeau pudriera, batonul de ruj, o sticlă plată de whisky și fiolele de morfină. Doina. Ați spus ceva?" Șerbănică miga, se ridică greoi. Obrazul de obicei roșu bătea acum în violaceu. Aș vrea să bea un pahar cu apă. N-am nimic împotrivă cu condiția să vi-l aducă doamna, zâmbi Ionescu. Floran și strâmbă buzele. Ei, asta i nu o să-mi dai dumneata dispoziții la mine în casă. Mă rog, râse tânărul, domnule Miga, deocamdată răbdați. Melania Lupu se ridică vioaie. Mă duc eu, dacă-mi permiteți. În bucătărie, zgomotele din pivniță se auzeau mai limpede. Bătrâna clăti un pahar, îl umplu și l-așeză pe o tăviță. Ochii îi străluceau. Băieții sunt harnici, șopti. În general trebuie să recunoști că nu te-au dezamăgit. Ce mai încolo și încoace, draga mea, dăm voie să te felicit. Planul tău se dovedește admirabil. Îți țin pumnii pe mai departe se întoarse în sufragerie, ducând tăvița cu amândouă mâinile. Lumina din priviri se stinsese. Ochii semănau din nou cu două albăstrele presate de mult într-un album.